la bun sfârșit. A avut loc fuziunea. Știți povestea, am fost dat afară de PNL fiindcă am încercat să le arăt ce fac rău. Dacă m-ar fi ascultat, PNL-ul acum era sus de tot. Haideți să ne întoarcem totuși mai înspre. Și am ajuns înspre zilele noastre, când într-un decembrie Dan a sărit peste lucrul ăsta. Am petrecut împreună, cred că cel puțin 5 sau 6 ore, să discutăm cum i-ar fi mai bine acestui partid nou, PDL, fuziunea PLD-ului, care a avut 20% în municipiu, a fost șoc pentru mulți, să avem același procent ca și PSD-ul, care era de 18 ani. Și eu i-am zis că totuși, dacă ține la partid, telespectatorii pot să confirme dacă îmi iartă lipsa de modestie, poziția mea în municipiu Iași este alta, vizibilitatea mea, fiindcă n-am câștigat nimic din politică, am spălat la față PNL-ul și l-am dat bine mersi pe piața României. Deci n-am beneficiat niciodată de nicio funcție politică și nici n-am vrut. Iar acum, având această convingere, i-am zis, ar fi normal ca partidul să câștige prim. A plecat... Vă rog și pe dumneavoastră, ca și pe domnul Traian, un pic mai scurt. A plecat convins fiindcă partidul... asta e chestia noastră. Păi eu mă duc și propun la București. Dar de fapt Dan Călan a mers la București și a zis că între timp Oprea s-a întâlnit cu Tăricianu și a bătut palma. El vrea să se ducă la liberal, dar acum vrea să distrugă Partidul Democrat Liberal. Ăsta a fost mesajul lui Dan Călan pe care l-am aflat abia în vara trecută, când împreună am fost la birou permanent. Vreau să ne oprim un pic aici pentru că